Un inginer român și-a concentrat toată priceperea în domeniul medicinei, iar eforturile au fost răsplătite, deoarece recent a fost medaliat cu argint la Salonul de Inventică de la Geneva 2018. Marian Velcea, președintele Asociației de Inventatori Iustin Capra, a creat un dispozitiv medical de tip cercel, care are efecte benefice referitor la scăderea nivelului de stres, echilibrare energetică, dar și îmbunătățirea imunității generale prin creșterea energiei organelor interne. De-a lungul timpului, invențiile sale în domeniul medicinei au surprins plăcut la saloanele de inventică din țară și din străinătate, iar domnul Marian Velcea este din nou eroul zilei la Antena 3. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Ultima oară când ne-am văzut, vorbeam despre branțuri. De această dată vorbim despre cercei care pot face minuni, da, celebrele branțuri. Ce au special acești cercei de v-au adus medalia de argint la Geneva? Ei asigură un efect energetic global, menținând starea de sănătate la modul general, dar acționând și asupra ochilor, fiind amplasați pe centrul specific energizării ochilor. Sunt rezultatul unor cercetări detaliate pe care le-am realizat împreună cu profesorul moldovan de la Institutul Național de Acupunctură, cu alți colegi de la clinica Quantum Therapy sau din diverse cabinete din țară. Cercetări de aproape 10 ani de zile și sunt foarte curioasă. Cum s-au făcut testele? Care au fost rezultatele pe care le-ați observat? Eu, de exemplu, dacă voi purta acești cercei, ce anume vom vedea în timp? Cât ar trebui să fie purtați pentru a vedea niște rezultate? Sunt întrebări pe care sunt convinsă că și le pune orice telespectator care ne urmărește. Da, în mod tradițional, un efect de asemenea intensitate redusă are consecințe cam în 3 săptămâni. Este timpul de reacție normal al corpului omenesc. Însă, dispozitivul nostru poate fi sesizat pe corp în 5 secunde. Am avut experimente în care, de exemplu, pentru branțuri, dimensiunea chakrei numărul 1 a început să crească după 5 secunde de la amplasarea branțurilor în talpă. Pentru cercei avem măsurători care arată că în maxim 2 ore se realizează o echilibrare extraordinară a energiei corpului uman, care a fost constatată cu aparatură specifică, de exemplu, aceasta arătând alinierea chakrelor. Pentru că nu sunt un cunoscător în domeniu și recunosc că nu am studiat intens acest fenomen, eu ce simt în momentul în care corpul se echilibrează, în momentul în care sunt aceste modificări ale chakrelor despre care spuneți dumneavoastră? Ca să încercăm să ne dăm seama exact de efectele benefice. Sau ce anume se schimbă? Aveți o stare specifică meditației. Sunteți liniștită și concentrată. Eventual, senzații locale, cum ar fi ușoară creșterea temperaturii sau o senzație de greutate a punctului unde se aplică dispozitivul. Bun, spuneam puțin mai devreme că au fost 10 ani de studii, eforturi și studii răsplătite acum la Geneva. Știu că, în special, asiaticii au fost foarte interesați de invenția dumneavoastră. Cum a decurs totul? Cum s-au desfășurat lucrurile la Geneva și care au fost reacțiile la acești cercei? Reacțiile au fost deosebit de puternice din partea persoanelor și delegațiilor care aveau cunoștințe despre aceste tehnici medicale și este ocazia să reamintesc faptul că un miliard de locuitori ai Pământului, cel puțin, își mențin starea de sănătate utilizând tehnici considerate complementare sau energetice, de tipul acupunctură sau Ayurveda. Această valoare a lor a fost descoperită la un moment dat prin intermediul tehnologiilor moderne, asta întâmplându-se în urmă cu aproape 100 de ani, când un geniu, fizicianul George Lakowski, care era la Paris, a reușit să vindece împreună cu un medic francez foarte multe afecțiuni, unele dintre ele foarte grave. Această descoperire a fost a intrat apoi puțin în umbră datorită faptului că probabil că era prea avansată și a fost ulterior redescoperită în Statele Unite de către fizicianul Rife. Din fericire, și acesta a avut probleme, poate tot pentru că omenirea nu era pregătită să primească această tehnologie. Din fericire, ea a fost luată în serios începând cu
perioada de după război și cu activitățile din spațiu cosmic, statele implicate constatând că este extrem de avantajos să-și urmărească starea de sănătate a echipajelor cu tehnici de biorezonanță și chiar să o întrețină în acest fel. Credeți că România este încă mai puțin pregătită decât alte țări în privința acestei tehnologii sau în privința modului în care, iată, oamenii pot să-și păstreze sănătatea beneficiind de acupunctură și alte remedii de acest gen? Dimpotrivă, consider că avem un avans considerabil în ceea ce privește aceste tehnologii. Faptul că în România există un Institut Național de Medicină Complementară și Alternativă, unde au activat și activează personalități de prim rang mondial, cum ar fi profesorul moldovan, Florian Brătilă, Dumitru Constantin Dulcan, și încă o pleiadă de medici care sunt în diverse clinici în toată țara. Este o șansă să ne bucurăm de această cunoaștere și să încercăm să o utilizăm prin intermediul unor dispozitive tehnologice de ultimă oră, unele dintre ele fiind realizate de echipa noastră. Revenind la cercei, vă întreb ce urmează de acum înainte. Ei au fost foarte bine primiți. Spuneam că au fost 10 ani de studii și este important să menționăm acest lucru, pentru că asta dovedește că este o muncă de echipă și este o muncă titanică până la urmă. De acum înainte, ce urmează? Noi am făcut deja pregătirile pentru fabricație și lansarea pe piață. Suntem foarte aproape de a finaliza documentația de certificare ca dispozitiv medical conform directivei Comunității Europene. Deci suntem pregătiți să lansăm pe piață aceste produse în colaborare cu firme cu tehnologii foarte avansate în electronică și de asemenea cu suportul foarte consistent al unor colective de medici cu care ne vedem adesea la congresele de specialitate. Aș vrea să arătăm la cameră, o să rog pe colegii noștri să ne ajute, să vedem în detaliu cum arată acești cercei, din ce material sunt ei confecționați și până la urmă ce au atât de special, că iată, pot avea asemenea efecte. Explicați-ne, vă rog. Dispozitivul este piesa de culoare roșie, este un aparat electronic care nu are o alimentare, deși este de tipul emițător-receptor, el nu are o baterie sau un acumulator, ci își primește energia din punctul de acupunctură, unde aceasta există sub formă de potențial electric doar atunci când există un dezechilibru energetic. Prin urmare, aparatul nostru este alimentat de punctul de acupunctură atâta timp cât corpul are nevoie de el. În momentul în care echilibrul s-a realizat, aparatul își pierde sursa de putere și este închis în acest fel. Este un mecanism foarte eficient ca această comandă a dispozitivului să fie preluată de creier și el să intervină doar atunci când este nevoie în echilibrarea organismului. Aceasta permite extinderea utilizării lui prin amplasarea dispozitivelor pe corp în puncte de acupunctură, astfel încât tratamente de acupunctură se pot face permanent. Poți să mergi la medic numai să-ți fie amplasate pe corp piesele sau doar să-ți arate unde se folosesc. Chiar avem o clinică în București unde persoane care sunt foarte ocupate și nu pot veni periodic la aceste ședințe de acupunctură folosesc dispozitivele. Foarte mare succes avem la copii, unde nu mai este cazul să fie înțepați, teama de a ce dispare, pentru că acești plasturi preiau funcția acului de acupunctură, fiind un act de acupunctură inteligent. Mulțumesc foarte mult! Vă țin pumnii în continuare. Știu că vă bucurați și de susținerea Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și că ați avut diverse colaborări. Așteptăm să vedem ce urmează. Mulțumesc tare mult! Pregătim ceva pentru salonul auto. Abia așteptăm! Mulțumesc! Mergem